primul meci de la Cupa Municipiului Zalău a însemnat și prima victorie pentru campioana României în cadrul acestei competiții. Volei Municipal Zalău a dispus în minimum de seturi de Dinamo București, formație pe care a învins-o și în urmă cu o săptămână la Cupa Arcada de la Galați. Setul întâi a durat cel mai puțin, 21 de minute, scorul final fiind 25-15 pentru zălăoanii. Actul secund a fost mai disputat, cu o revenire a dinamoviștilor în final 20-19, dar Volei Municipal s-a desprins din nou și s-a impus cu 25-22. Scorul final al setului 3 a fost 25-20. Sigur, e o victorie importantă, sunt bucuros că suntem într-o formă bună. Rezultatul mă interesează, cum am spus și la celelalte turnee, mai puțin. Contează coeziunea, relațiile între jucători, între cei nou veniți și cei vechi. Suntem pe un drum bun și sunt mulțumit de evoluția lor. În celălalt meci al primei zile, Știința Explorări Baia Mare s-a impus cu 3-2, 25-20, 19, 25, 17 în fața celor de la CSS 2, CNE Baia Mare. Înaintea partidei dintre Volei Municipal și Dinamo a avut loc și o prezentare de gală a noului lot al formației zălăoane.